pentru Botoșeni? De sperat trebuie să sperăm, că altfel pentru ce trăim. Da, jucăm cu Astra, o echipă care foarte bună, care în competițiile interne, aici mă refer și la Cupa Ligii, au avut numai victorii cu goluri multe marcate, fără să primească pe unul. O echipă foarte, foarte puternică. Noi vom face tot ce depinde de noi ca să nu pierde. Vom vedea ce vom putea. Îți dorește, eu știu, ghinion, ți se pare că practic a fost și neșansă, dacă sunt la meci cu Mediaș. Da, cu Mediaș am avut... Dar doar cu barele, nu? Da, sperăm de data asta să și marcăm. Toate că nu va fi ușor, cum am spus. Astra are echipă foarte puternică care... Până acum nimeni n-a reușit să înscrie împotriva lor. Pentru onorare, nu știu, da? Da, orice punct obținut, mai ales cu echipele, mă refer aici la Steaua, Astra, Petrol, orice punct obținut e foarte, foarte bun. Sperăm să obținem. Duminică. Aseară, mai rămâne cu mine să jocă, nu? Da, am văzut. Și? Asta e o echipă care, când are ocazie, nu te iartă. Speculează orice. O echipă bună, de foarte bună de contraatac, cu jucători experimentați și valoroși. Tu de așa să reacționeze publicul? Crezi că va fi alături de noi? Sau trebuie să fie alături de noi? Mă sperăm să fie alături de noi. Până la urmă au trecut doar două meciuri, nu e nimic pierdut. Sper să fie număr cât mai mare și să ne susțină. Să le dăm motive să ne susțină. Să-ți vingere șuturi la distanță? Sper să am ocazie să ajung în poziția de a șuta la poartă. Pe cei de la PZ nu i-am văzut să...